astăzi o să facem o tocăniță de vinete asemănătoarei zacuștii. Pentru asta avem nevoie de 2 kg de ardei decapat și curățat, o jumătate de kilogram de roșii, o jumătate de cutie sau o cutie de roșii în bulion, o jumătate de bulion, 200 ml de ulei, o cratită un pic mai mare și un kil de ceapă. Și vinete. Punem cratița la încins, după care o să adăugăm uleiul, 200 ml, cum v-am povestit, ceapa dată prin mașina de tocat, ardeiul care vi l-am arătat mai devreme, dat prin mașina de tocat. Între timp cât acestea se călește, pregătim vinetele. Poți să le punem cubulețe mai mici, întregi. V-am spus, este o tocăniță care nu este prin coacere, asemănătoarei zacuștii. Se mănâncă în zilele de post și e foarte bună. S-a închis, se aude cum scurie. Adăugăm ceapa. O lăsăm un pic să se călească, după care adăugăm ardeiul. Sare și piper punem după gust. Am trecut cam 10 minute de când am pus ceapa în ulei încins. Adăugăm apă și ardeiul ca să călească împreună. Și punem un capac să le lăsăm să se călească. Se călească bine, aproximativ ne uităm din 10-10 minute, după o jumătate de oră o să adăugăm și vinetele. Am dat și vinetele prin mașina de tocat, m-am spus că nu este nimic prin coacere. Acum ne uităm la ardei și ceapa, ia uitați, vedeți cum s-a făcut. Adăugăm și vinetele peste 10 minute. Ca 25 de minute de când ardeiul și cu ceapa s-au călit. Da? Acum adăugăm vinetele. Până simt să se călească. Le lăsăm și pe ele să se călească în continuare. Circa 25 de minute. După care adăugăm roșiile și le băgăm la cuptor. Adăugăm și roșiile date prin mașina de tocat, cum v-am spus. Le lăsăm și pe ele să mai fiarbă și să mai dispară din această zeamă. După aia adăugăm roșiile la borcan care sunt gata făcute. Tocănița noastră de vinete este aproape gata. Acum adăugăm și o conservă de roșii în sos. Deci este o conservă de 420 de grame. Sau dacă aveți, puteți să puneți bulion de casă. Acum adăugăm peste 5 minute și sare și pregătim și piper să punem după gust. Dacă vă place, și după aceea câteva foi de dafă. Și așa caldă, o băgăm și la borcane.
iarnă. Această cantitate adăugăm cam două lingurițe de sare, după care o lăsăm un pic și mai adăugăm două, dacă este nevoie. Incorporăm bine, bine, bine sarea și lăsăm să prăbătească împreună cu bulionul. Nu, nu ne place așa piperată. Am pus cam un sfert de lingurită de piper, care îl adăugăm la această cantitate de cam 4,5 kg și câteva foi de dafin și sare. Gustăm imediat să vedem dacă mai este nevoie. Fiecare își face în funcție de cât de iute o dorește, cât de sărată, la unde place mai sărată, la unde place mai dulce, adică mai nesărată. Acum o încălzim și la cuptor câteva minute. Este încins, așa, și o băgăm fără capac să mai ducă un pic din zeamă. Și un pic mai zemoasă, că roșiile au fost mai zemoase. Și mai lăsăm circa 20 de minute la cuptor încins. Au trecut cele 20 de minute, cum v-am spus, la cuptorul încins. Uitați cum arată. Acum adăugăm și câteva foi de dafin. Ia și până la atâtea foi de dafin, cât loc. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, așa. Amestecăm în el și mai lăsăm 5 minute la cuptor. După care, așa încins, o băgăm în borcane. Cuptorul care este încălzit. Ah, portava ele aqui? Da, portava. Gata, mă. Așa? Mai zi o dată, că le lași până mâine sau până când și gata. Hai.